crede Biblia. Unele din afirmațiile ei pot fi acceptate doar cu greutate de către rațiune, dar nu există alternativă. Dacă refuzăm să acceptăm anumite părți ale Bibliei, singura posibilitate care ne rămâne este să acceptăm absurdul. Unii își bat joc de afirmația Bibliei că o măgăriță a putut vorbi. Dar Biblia nu spune aceasta. De fapt, ea afirmă că Domnul a deschis gura măgăriței. Dacă există un Dumnezeu atotputernic, atunci El poate face o măgăriță să vorbească. Renunță un moment la credința în Dumnezeu. Ce rămâne? Necredința spune că omul a evoluat din maimuță. Aceasta înseamnă că la un moment dat un animal, o maimuță, a început să vorbească fără ajutorul vreunei ființe superioare ei. Niciun copil nu poate să vorbească dacă nu este ajutat de un adult. Cum a putut o maimuță să facă ceea ce un copil nu poate face? Trebuie să accepți faptul că un animal a vorbit fie neajutat de nimeni, cum învață darwinismul, fie pentru că un Dumnezeu înțelept și atotputernic i-a deschis gura. În mod evident, rațiunii este mai ușor să accepte a doua alternativă. Gândește-te și la adevărul exprimat de primele cuvinte rostite vreodată de un animal. Ce ți-am făcut de mai bătut de 3 ori? Într-o zi, toți cei cărora le-am făcut vreun rău ne vor pune această întrebare. Ce le vom răspunde? Chiar dacă cei pe care i-am lovit erau vinovați, era oare nevoie să-i lovim de 3 ori, cum și-a lovit falsul profet Balaam măgărița? Nu ar fi fost suficient și mai puțin? Nu-i asculta pe cei care caută cu tot din adinsul greșeli în Biblie, ci caută mai degrabă să-i cântărești bine cuvintele.